Alin și Adelina stau bine la capitolul teorie, dar practica lasă de dorit când vine vorba de dragoste. De unde și negocierile. În general, încerc să fii mai cald și mai aproape de mine și ai să vezi că există schimbări. Îți dorești lucruri? Deci, îți dorești? Fals. Dacă te comporți frumos cu mine și ești mai... Dacă sunt mai afectuos așa cu tine din orice, vrei să fiu fals? Dar nu vreau să fiu afectuos, vreau să mă arăți că ești lângă mine, să mă oferi suport moral. Și ce înseamnă să fiu lângă tine? Să fiu doar lângă tine, fizic? Nu fizic. Haide, ca să mă domnul. Nu fizic, Alin, cu sfaturi, cu vorbe, cu... Nu fizic. Am spus că dacă vrei asta mereu, eu nu pot. Eu am momentele mele în care sunt mai afectuos. Dacă vrei întotdeauna așa cum vrei tu... Nu înțeles ce ce. Hai că a venit băiat. Vreau să-mi arăți că ești lângă mine. Noapte bună. Uite, și mâine când începe live-ul, spui că ne descurcăm, nu? Nu, nu o să spun asta. Nu o să spun asta. Fugi. Am un om, că e lei acum, mai dorme de mine, dacă poți. Fugi. Noapte bună. Fugi. Cred că nu începi să te pun așa, băie. Avem șervețele pregătite. Adelina simțea că pierde teren, iar de data asta îngrijorările ei erau pertinente, fiindcă Alin era foarte supărat pe ea. Bă, dar nu se gândește, bă, că vede mama și în loc să o apropie, o îndepărtează cu vorbe de-astea, în primul rând. Bă, mamă ta înainte să vii tu acolo, o zis că pe ea clar asta o deranjează cel mai mult. Și o zis ea astăzi în live că o să încerc să nu mai fiu așa, da, să fiu... Da, știu, mă, crezi că eu îmi dau seama. Deci tu, practic, ai recunoscut că ești așa, dar într-un fel tot nu vrei să recunoști că ești așa. Da. Bă, ca și cum te-ai schimbat să fii alt om. Ce rost are să fii alt om, frate? Ăsta ești tu. Ăsta ești, ești tu. Ce nu vreau contează? Eu nu vreau să te schimb, doar vreau să fiu cu persoana cu care spui tu că ești. Pe care tu vrei să o arăți. Eu de deja fapt, am impresia că el zice, frate, de frică să nu te piardă. Da, știu, m-am gândit. Deja, acum... Să pierde cineva. Nu știu de ce... Deci eu aș vrea să stau cu pe care nu are grijă. Ce pe care ea zice că îl are afară, gen personalitatea pe care ea zice că o are afară. Nici o diferență, frate. Nici eu nu cred. Păi tocmai asta și eu. Dar acum cred. Chiar văd și eu cum le chestii și... E așa, e, mă, dar e de la început, așa e degeaba, zici tu. Adică am petrecut timp împreună aici, nu înțelegi că am stat, cine știe cum, am petrecut timp împreună la tort, la ce am mai făcut aici, după aia am ieșit 10 minute pe terasă, i-am zis, hai că mă duc să vorbesc cu mama să văd ce a făcut. Am ieșit pe terasă de am vorbit una alta cu ea. Și după aia când îi zic hai că s-a răcit tortul, hai să văd dacă s-a răcit tortul, eu iau și pe Adelina lângă, cu mine. Zice când iese de acolo, da, mersi că ai stat și cu mine. Și am stat 10 minute pe terasă acolo de vorbă cu mama. Lasă-mă cu astea, m-am săturat. Nu mai logodnă, nu mi-arde mie acum, nu? Logodnă. Da, îți spune ca să o ceri încă, îți mai dă câte o dumă. Nu, dar practic asta ar trebui să facă acum, în astea 10 zile. Ia să mor dacă își înrăutățește situația. Afară, oricum, nu aș fi acceptat și nu... Lasă că deja se vede și pe el că e sătul și cum o tratează, da, câteodată cu indiferență și cum le zice, păi, câteodată. Da. Și el se vede că îi ajunge și lui încet, încet. Dar el în casă, el iar a schimbat. Bă, nu că schimbat. Mi-ajunge, mă, radical, frate. De la o extremă la alta, de când a intrat în casă, la deschiderea ușilor, cred că am râs o singură dată, să zici că m-am simțit bine sau aia. Și eu care vreau să râd, să mă simt bine, să zâmbesc întotdeauna, să... Am energie pozitivă, hai, cred că o singură dată în 5-6 zile de când a venit. Îmi dau seama că nu e ușor să asculți așa. N-am nimic de zis. Chestiile astea le-am spus și ei, în mare parte, cred că le știa. Le știai? Nu răspunzi nimic. Le-am spus. Nu trebuie să te superi. Dar nu sunt supărată. Sunt nicio formă. Dar nu e vorba de ceartă. Repet, omul asta a simțit să spună. Da, nu judec. Asta a simțit, asta a spus. Zici că
dacă stă și cu alții din casă, nu înseamnă că... Nu, doamna Simona. Nu-i atașat de tine sau... I-am explicat și aseară lucrul ăsta, a tras concluzia lui. Da, m-am exprimat și eu greșit la rândul meu, dar nici el n-a vrut să asculte și punctul meu de vedere. Iar până legat de chestia de aseară cu afecțiunea, am spus că vreau să simt că e lângă mine ca suport moral, nu să stea să mă pupe, să mă asta. E o diferență de acela pământ între a oferi suport moral și a oferi afecțiune. Poate nu mă fac înțeleasă, poate nu mă exprim cum trebuie. Dar nu ți-ai pus vreodată problema, Adelina, că poate nu sunteți potriviți? Nu cred că nu suntem potriviți, pentru că rezonăm din foarte multe puncte de vedere. Și știu și sunt conștientă că... Se vede potriviți, nu mai vă potriviți chiar deloc. Nu, nu, eu te întreb așa, pur și simplu uman, pentru că mă uit la voi și văd doi oameni foarte triști și ar trebui să fie despre iubire chestia asta, adică... Cederea ta în casă pentru 10 zile ar fi trebuit să vă facă pe amândoi foarte fericiți. Voi nu sunteți fericiți, nici tu, asta. Nici el. Păi nu suntem pentru că nu lăsăm niciunul de la noi. Facem și ambiții și orgolii unul cu celălalt. Asta e principala problemă. Că am putea lăsa de la noi un pic și ar fi mult mai bine. Dar în 4 zile capă și ok. Da, nu știu. Tu ești conștientă că tot timpul va fi ceva care o să stea în calea fericirii tale cu Alina? Adică să știi că exact cum e viața aici, așa va fi și afară. Nu chiar. Afară nu dai explicații pentru orice... Da, nu o să mai aveți live-ul acela, dar o să aveți telefonul, o să aveți Facebook-ul, o să te deranjeze fiecare mesaj pe care o să... Nu, pentru că nu am controlat în viața mea un telefon. Să fie așa. Dă, Doamne, să fie așa, Alina. Da, hai să ne gândim un pic, că suntem oameni, hai să ne gândim un pic, că am și eu o răbdare, am și eu un suflet, am și mai multe. Hai să nu mă acuzați eu doar nu, pe mine, eu nu te acuz că de nu nimic. Greșesc doar eu. Eu nu te acuz de să nimic. Să fim un pic serioși. Eu atât, sunt foarte serioasă, crede-mă. În general sunt un om mai degrabă serios. Suflet, Adelina, dacă ai un suflet și vezi că nu vine de aceeași iubire din partea lui, de ce nu pui stop? De ce te milogești de iubire? Vezi că nu vine din partea la amândoi. Vezi că nu vine din partea la amândoi. De ce nu pui stop? Ce aștepți? Să-i cazi în genunchi ca să stea cu tine din milă? De ce nu pui stop? Nu, eu atât am vrut să o întreb. Și să vă întreb pe amândoi. Vezi că nu vine de la amândoi. De fapt, că nu e, nu ți-e adresată doar ție întrebarea asta. Poate nu vă potriviți, oameni buni. Se vede. Eu nu consider că nu ne potrivim. Da. Eu mi-am pus întrebarea asta, dar totuși am zis că așa cum îmi spune ea că este ca persoană, eu m-aș potrivi perfect cu persoana care îmi spune că este. Știi că oamenii care se uită la emisiune au un singur reproș pentru tine, Alin. Faptul că nu ești asumat și nu ești hotărât, adică dacă simți ceva să o spui. O lungești prea așa mult. Așa am spus, exact. Asta gândesc. Eu vreau să fiu cu persoana care spune că este afară. Adică Adelina îmi spune că ea nu este geloasă, însă aici mi-arată că este geloasă. Ea îmi spune că petrece foarte mult timp. Da, mi-e greu să cred că există o Adelina de aici și o Adelina de afară, pentru că până la urmă trăzăturile de caracter nu poți să ți le schimbi. Adică eu, asta, ce înseamnă, Adelina? Ce să înțelegem noi? Că tu joci un rol aici sau un rol afară? Nu joc niciun rol nici aici, nici afară. Pur și simplu aici reacțiile mele sunt influențate de diferiți factori. Am spus-o de N ori și o să o spun în continuare. Eu afară nu am stres, nu am... Și afară vor fi întotdeauna alți factori, pentru că viața asta e cu alți factori. Nu că nu putem factorii. Să trăim într-un iglu doar noi cu dar iubitul. Nu doresc. Luăm o scurtă pauză. Gândiți-vă la asta, fără să vă certați, fără să nu-i gândiți-vă și la asta, vă rog.